Bine v-am regăsit la emisiunea Istoria, luni seara de la ora 18:30, așa cum v-am obișnuit. De data asta, o emisiune specială. V-am promis data trecută că o să vedeți ce s-a întâmplat la Alba Iulia, la cea de-a noua ediție a Festivalului Roman Apel. Mă țin de cuvânt, iar în minutele următoare vă rog să vedeți ce am pregătit, ce s-a întâmplat aici la Alba Iulia în cele 4 zile ale acestui festival, care a adus la Alba Iulia un număr mare de reenactori și un public foarte, foarte generos. De aici, de la Apulum, legiunea a 6-a, ferata de la Sibiu, sunt băieții aceștia, le aplaudăm și pe ei. O legiune venită de la sud de Carpați, acolo legiunea a 4-a, Flavia Felix. Cu scuturile albastre veniți din Dobrogea, de la Tomis, legiunea 11-a, Claudia Piac. Un antrenament util pentru bătălia ce urmează și dacii s-au antrenat astăzi. Da. Secunda linia! Secunda linia! Observați un mod în care încercau să se apropie de arcaș, protejându-se de săgețile trase de inamic. Prima linie! Era că trebuiau să miște foarte, foarte repede, altfel erau vulnerabili. Reată că s-au apropiat la o mică distanță, cred că nu știu dacă au 2 metri acolo. Data asta ca și au 6. În septembrie 53, deci avea urma să împlinească 53 de ani. Radio Tender. Prezența lui aici, Apulum, viitor oraș Apulum, nu era întâmplătoare, pentru că undeva dinspre cetatea de la Piatra Craivii, care fusese distrus în mare parte în această campanie, veneau mai multe triburi care doreau să îi se închine, arătând astfel că doreau pacea. Nu mai doreau războiul, nu mai doreau confruntare. Știau că acolo unde triburile se închinaseră, unde cei care luptaseră până atunci împotriva romanilor renunțaseră la luptă, acei războinici și barbari erau iertați. Mai mult decât atâta, mare parte dintre ei erau înrolați în armata romană, în acele formațiuni de auxiliare, lucru care se va întâmpla chiar în Dacia. Triburile urmau să-și lepede armele, așa ca într-un gest simbolic. În fața armele urmau să fie lăsate în fața romanilor. Căpeteniile alături de dracones și de preoți vin în fața împăratului, oferind, așa cum am spus, ca gest simbolic, armele. În schimbul lor, urmau să primească iertare
și ei puteau să-și vadă liniștiți de viață, o parte dintre ei spunând, urmând să fie încorporați în armata romană, în acele trupe auxiliare. Comandanții se apropie de împărat. Împăratul pășește în față. Iar căpetenile îngerunchează, oferindu-și, spuneam, armele. Împăratul le face semn să se ridice, acceptând această ofertă, arătând înspre războinici să-și ia și ei armele. Ceea ce însemna că, iată, exista un semn că această provincie, în această provincie, sângele să nu mai curgă, iar pacificarea ei să se termine cu acest război. Dacii se retrag, ocolind liniile romane, spre puțin neliniștea trupelor romane. Rar în aceste vremuri a fost dat ca dacii să treacă așa de aproape de romani și să nu reacționeze. Iată că dacii, alături de sarmați, celți și alți aliați, se retrag, însă unul din daci părăsește tribul și încearcă să ajungă în fața împăratului. Este oprit, dar gesticulează, vrea să vorbească cu împăratul. Se pare că știa și ceva cuvinte în limba latină. Și zice că, de fapt, dacii au încheiat pacea, însă au ascuns un secret. Au ascuns comoara undeva aici, într-un loc în apropiere, ceea ce îl determină pe Traian să pregătească o patrulă formată din 4 legionari pentru a cerceta zona. Plecați înspre Piatra Craivii, spre fosta cetate Apulon, patrula întâlnește un grup de 3 daci. Le cere să fie, să accepte să fie percheziționați. Dacii refuză și se riscă o mică luptă acolo. Unul din daci este ucis, unul fuge, iar cel de-al treilea este capturat, nu este ucis, este percheziționat acolo, îi se iau armele, se aruncă armele, iar în momentul când este controlat, îi se descoperă o brățară de aur. Întrebat de unde are acea brățară, dacă o refuză să răspundă, însă romanii știau să scoată lucruri de la cei care credeau că le pot ține fără să răspundă. Iar dacul le spune că, într-adevăr, alături de ceilalți doi daci, făcea parte dintr-un grup care a îngropat aici o comoară importantă. Împăratul decide să trimită 2 dintre legiunile sale, legiunea 13-a Gemina și a 4-a Flavia Felix, împreună cu dacul rămas să recupereze comoara. Un grup de daci, parte dintre ei veniți de la Apulon, iar o parte din sudul Carpaților,
observă manevrele acestor legiuni și se poziționează încercând să blocheze intrarea romanilor în zona în care era ascuns aurul. Are loc o confruntare Daci atacă. Încă o dată rog publicul, copiii, nu încercați să treceți din coace de gard. Sunt probleme, da? Băteți să luptă. Dacii sunt împinși, romanii se retrag. Rămân în locul în care bănuiesc era comoara, o comoară pe care o recuperează. Însă romanii erau cam absent de felul lor. Încearcă să își împartă între ei comoara, mai ales supărându-l pe centurionul legiunii a 13-a Gemina. Să-i vedeți acolo, să dați niște lovituri, aurul care se convenea să meargă la Roma. O altă legiune sosește în grabă. Legiunea care a încercat să fure aurul este înconjurată și obligată să se predea. Hai Roma, hai Roma, dar Roma e luptă acolo. Luptă romanii unii cu alții. Sunt dezarmați și aduși în fața împăratului pentru a fi judecați. Decimarea era una dintre pedepsele frecvente. Asta însemna că unul din 10 era executat. În cazul ăsta cred că pedepsa o să fie mai cruntă. Romanii cer îndurare, ridicând mâna așa cum fac gladiatorii în arenă. Împăratul îi mustră, însă nu îi iartă, ordonând uciderea din doi în doi. Erau numărați, iar al doilea era ucis. Era un exemplu și pentru ceilalți legionari să respecte totuși ceea ce însemna statutul unui legionar roman. Bun, hai să înviem morții și ne orientăm spre o altă scenă. Morții învie se retrag înspre zonele, spre legiunile lor. Tot în acest timp în care aici, pe locul în care se va așeza legiunea 13-a Gemina, soția împăratului Traian, Pompeia Plotina, încearcă să ajungă alături de soțul ei, împăratul Traian. Era însoțită de una din gărzile de corp, pretorienii încă nu ajunseseră aici. Era o legiune venită din Dobrogea, mai veche, provincie romană. Însă drumul era extrem de periculos. Dacii observă această unitate care se apropie prea mult de zona lor și îndrăznesc să o atace. Nu știau încă
cine se află acolo, descoperă, este vorba de o persoană importantă care reușește să părăsească, să fugă alături de garda ei, însă este rănită la o mână. Daci se retrag, iar împărăteasa iată, curge sânge acolo de pe mâna împărătesei. Da, împărăteasa ajunge în tabăra romană alături de gardă. Este nevătămată, însă o rană destul de urâtă la mână. Este dusă în fața împăratului, acesta destul de supărat, dar și foarte, foarte îngrijorat. Observă rana și își cheamă medicul personal. Criton era numele acestui medic. Medicii romani cunoșteau extrem de bine multe lucruri care puteau opri o sângerare. Criton avea, bineînțeles, o trusă chirurgicală de campanie, folosește o alifie specială, alte instrumente, pentru a opri sângerarea și bandajează mâna pentru a nu se infecta. Din păcate, memoriile pe care le-a scris medicul personal al împăratului Traian despre războaiele dintre daci romani, el participând la această campanie, nu s-au păstrat. Supărat, Traian decide să-i pedepsească pe daci. Însă, pentru aceasta, avea nevoie și de bunăvoința zeilor. Iar un dans, se pare că, pentru romani, însemna un mod de a duce această bunăvoință asupra lor. Împăratul Traian hotărăște să trimită o legiune împotriva acestor daci, simțindu-se păcălit. Degeaba au mimat îndurare, degeaba au mimat acea
predare armelor, iată că dacii n-au respectat acea promisiune. Alături de cel care le-a arătat unde se găsește comoara, una din legiuni este trimisă, însă dacul era Șiret. Îi duce pe o cale și le pregătește o ambuscadă. Atacați din două părți, romanii n-aveau nicio șansă, sunt pur și simplu măcelăriți acolo. Capul centurionului este tăiat și aruncat așa ca o ofensă maximă la picioarele romanilor. Imperator! Imperalei! Prinzând curaj, dacii, sper să treacă cu săgeți acum spre norii ăștia, în fine. Prinzând curaj, dacii încearcă să atace fortificația romană. Însă, în fața lor se găsea legiunea 13-a Gemina și a 5-a Macedonica. Nu este an a festivalului Apulum fără o binecuvântată ploaie. Atât dacii și romanii, vedeți că aveau rezerve, erau barbari staționați acolo în spate, care așteptau un semn să intre în luptă. Iarăși romanii se retrag și dacii se retrag, însă de data asta, iată că centurionii pregătesc toate trupele, dincolo barbarii sunt și toți pregătiți, va fi o confruntare care va pune față în față toate trupele, toți barbarii în fața legionarilor romani. Centru văd că este pregătit, legiunea 13-a Gemina, văd manevre acolo. Va fi legiunea care va da primul atac. În fața ei sunt chiar cei de la Piatra Craievii, lupii Apolonului. În față pentru aș folosi armele, arcurile. Romanii urmând să se așeze într-un murus sagitare, un zid de potriva săgeților. Arcurile acum! Zidul acesta era format din scuturi, evident, pentru a se proteja de tirul arcașilor. Avem acolo daci armați. Da, Sagitarium s-a dat comanda. De partea cealaltă,
Încă n-am murit nimeni, e bine. Sarmații încetează, se retrag. Sarmații se retrag. Iarăși pe centru, legiunea 6-a Ferata, împreună cu legiunea 4-a Flavia Felix. Înaintează. În fața lor se găsesc acei dași veniți de la sud de Carpați. Iarăși o regrupare a trupelor, de data asta cred că urmează un atac comun a tuturor. Romanii, spuneam, pregătesc un atac cu forță. De data asta toate legiunile vor porni. Se caută printre morți acolo împăratul Traian. Se pare că este mulțumit. Puținii daci rămași în viață vor pleca în zonele de nord. Deschide-te cerule, pregătește-te. Vine acasă un viteaz, petrecut de zâne azi. Pe cărarea șerpuită cu flori albe modobită. Deschide-te cerule, pregătește-te.
să fie aici la festivalul Român Apulu cu Doare. După o să vă salut, să vă salut Andrei, tradiționalul salut al bătăliei finale. Nu uitați și mâine o să fim aici cu ceremonia de închidere, o paradă. Din nord de la Baia Mare, Omnis Barbaria. Vreau să vezi gazdele acestui festival Garda Apulum, adică Legiunea 13, Gemina, Lupii Apolonului, Magna Nemesis și Ludus Apolensis. Vă mulțumim și dumneavoastră, publicul care, iată, nu s-a speriat de ploaia asta, a rămas alături de noi. Bravo! 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 Vedeam aș conserve! Sper că v-a plăcut ce v-am oferit în aceste zile. Vă mai așteptăm. Nu uitați că acest festival se organizează tradițional de fiecare dată în weekendul cel mai apropiat de Sfânta Marie, o zi liberă, mâine este o zi liberă, un eveniment organizat de Primăria Municipiului Alba Iulia cu sprijinul Muzeului Național al Unirii. Thank you.
3, 2, 1, pleacă! Bă, la proastă artă, mă! Proastă s-a plecat! Le dărem, mă! Brasus, prima tură! Prima tură este Brasus în frunte, acolo, incredibil cum aleargă! Are timp să uită în spate? Ia uitați cum se uită în spate? A doua tură! Brasus! Își dă jos cureaua! Gata, pierde puțin teren. Brasus, hai că toată lumea ține cu tine. Brasus, pe exterior. Pe exterior vine tare. Unul din dacii. 1, 2, 3. Brasus, al treilea. 4, 5. Da. Haideți să aplaudăm. A fost pe cinste această alergare. Brasus a controlat cursa, însă pe ultimii metri, din păcate, marele preot, salutați-l și pe el, uitați ce bine arată la vârsta lui. Se vede că se pricepe la chestii legate de iarbă. Bun, primul loc! Zalmo de Ghico, slupii Apolonului, primul loc. Iată care a câștigat două probe, nu? Bun, bun. Magnus, locul al doilea, legiunea 5-a Macedonica. Brasus, locul al treilea. Bravo, Brasus, bravo. Sunt mândri de tine, fetele de la Magna Nemesis. Eu vă întreb dacă sunteți confortabil, răspundeți. Startul se dă la, am prins priză, la desprins de mână și la sonor, HEP, da? Desprins și zic HEP deodată. Okay. Super, până aici. Ești confortabil? Da. Ești confortabil? Da. Te pregătiți? HEP! Ai pus? Aici? Da, aplauz. Câștigă Amutrio. Finala. Cu acest loc al doilea și punctele care le va lua. Este acolo în față, bine, bine. Are you ready? Yep. Attention. Hop! Dai! Da. Și câștigă Numerius. Repede vă spunem și clasamentul acestei probe, apoi clasamentul final. La această probă, 10 puncte merg la Numerius, care are un total de 20 de puncte până acest moment. Deci la pachet îi puteți achiziționa, îi puteți ține preț de o jumătate de oră, pe care ne aduceți înapoi. Oferim și garanție dacă nu vă plac sclavii timp de un sfert de oră după ce am încheiat acest târg, veniți și vă dăm banii înapoi. Un leu, cine oferă un leu? Un leu. Cât? 5 lei. Bravo. 10 lei. 15 lei, domnișoara din spate. 15 lei avem acolo. 20 de lei. Unde? 25 de lei. 50 de lei. 50 de lei, o nouă licitație la care participă Centurionul. Vrea să câștige un sclav astăzi, chiar doi de data asta. 50 de lei odată. 50 de lei de două ori. 50 de lei de trei ori ați judecat. Haide să-ți iei sclavii. Thank you.
cea de-a noua ediție a Festivalului Roman Apulum s-a încheiat, parada finală, ceremonia de închidere. Concluziile le tragem alături de gazda și organizatorul principal al acestei evenimente. Este vorba de Primăria Municipiului Alba Iulia, domnul primar Gabriel Pleșa. Ce ziceți, 4 zile, a fost ok? Mi s-a părut o ediție foarte reușită, a avut de toate, dacă a început cu simpozion științific și prezentarea istorică, până la urmă binevenită întotdeauna, a continuat cu taberele, vizitarea celor două tabere, cu deschiderea oficială, cu jocurile de sâmbătă seara, dansurile vestalelor și celor din formațiile de la Zalău și Alba Iulia. A continuat cu acea luptă extraordinară, cu o coreografie deosebită a gladiatorilor. Ieri, din nou, lupta finală între daci și romani, târgul de sclave, alte lucruri, ingrediente pe care publicul le-a gustat. Astăzi, în încheiere, zic eu că am avut parte din nou de o asistență numeroasă. Nu s-au mai găsit locuri de cazare în aceste zile la Alba Iulia și în împrejurim, ceea ce ne bucură foarte mult. Înseamnă că festivalul revine acolo unde era înainte de pandemie, încă eu cred că este un plus față de celelalte ediții. De ce? Pentru că au fost peste 300 de reenactori, parcă peste 15 sau în jur de 15 trupe, participare tot mai bună. Sigur, trebuie să vă mulțumesc dumneavoastră și colegilor de la Muzeul Unirii pentru că reinventați aceste jocuri în fiecare an. Adică să poți să faci nouă ediții în care tot timpul să existe ingrediente noi, știu că nu este ușor. Respectând totodată și adevărul istoric. Tocmai de aceea vă felicit pentru că nu este ușor să creezi și atmosferă de relaxare, de joc, și să respecti oarecum adevărul istoric, să predai niște lecții vii de istorie a tot ceea ce s-a întâmplat acum 2000 de ani pe aceste meleaguri. Bun, deci putem spune că este un brand al orașului deja, festivalul și garda Apulum, trupa de reenactori de aici din Alba Iulia. Categoric da, eu cred că nici n-am putea, pentru că orașul a fost înființat de Legiunea 13 a Gemina și dăm, nu, cezarului ceea cezarului, adică celor care au înființat această comunitate frumoasă cu o istorie de peste 2000 de ani, merită să-i cinstim prin aceste, hai să zicem, acest festival, aceste jocuri pe care le încercăm să le organizăm an de an. Bun, și în final, ia ziceți-le celor care se uită o invitație, știm că în fiecare vineri aici la Alba Iulia, ora 19, așteaptă garda Apulum. Da, de fapt noi am încercat să permanentizăm nu doar în zilele festivalului să aveți parte de această surpriză, în fiecare vineri pe platou de aici, din fața Catedralei Romano-Catolice, are loc o reprezentație a gărzii, a Legiunii a 13 a Gemina. Întotdeauna există surprize, gladiatori și alte lucruri, ingrediente pe care vi se pun la dispoziție. Deci nu așteptați ediția 10 a Festivalului Roman Apulum, ci veniți în fiecare vineri când puteți la Alba Iulia. Da, mulțumesc mult, domnule primar. Vă salut. Bine că am terminat cu bine, nu s-a accidentat nimeni. Da, ne-a ajutat și ploaia. Încă ceva am uitat să vă spun. Să știți că mai putem, pentru că festivalul ăsta este copiat de multe alte orașe din România care își doresc, e greu să ajungă la nivelul ăsta pentru că noi avem avantajul, suntem trupa de aici din Alba Iulia. Absolut. Însă este o chestie pe care o putem exporta. Ideea că festivalul ăsta s-a organizat în luna mai, în luna iulie, iată în luna august, dar de fiecare dată a plouat. Deci, în zonele din țară unde nu este ploaie, putem să ducem... Să exportăm acest festival, categoric. Da? Da. Bun. Da. A fost o ploaie frumoasă din belșug, fără interperii mari, fără grindină, ce vorba aceea și te-a dat-o Dumnezeu curată. Da, mulțumesc mult.